În organizarea școlii gimnaziale Nanu Mușcel din Câmpul Lung, în weekendul care a trecut, s-a desfășurat o nouă campanie din acțiunea Pardon, îmbrac un pom, ajut un om. Evenimentul a ajuns la cea de-a treia ediție, iar elevii clasei a treia C ai acestei instituții de învățământ, coordonați de cadrele didactice, au mers în cele două parcuri din municipiu, unde au îmbrăcat câte un copac. Hainele au fost destinate tuturor celor care au nevoie de ele. Desfășurăm cea de-a treia ediție a campaniei Pardon, îmbrac un pom, ajut un om, organizată de clasa a treia a școlii gimnaziale Nanu Mușcel împreună cu doamna învățătoare. Ni s-au alăturat și doamna director, ceilalți elevi și profesorii școlii. Ne bucurăm că suntem în număr mare. O surpriză la ediția aceasta a fost că și-au exprimat dorința de a fi alături de noi copiii de la clubul Leo Lușin, leuții cum îi știm noi, împreună cu doamna profesor Carmen Bârloiu, și sperăm că o să avem o colaborare mai amplă pe viitor și în alt fel de proiecte. Împreună cu Greti am reușit să punem pe picioare și de data asta campania. A treia ediție și oricum pașii înainte în dezvoltarea acestei campanii au fost făcuți de la ediția a doua, prin aceea că au fost alături de noi copii și elevi și părinți de la din Jugur, Aninoasa, Rucări. Din Rucări, Dragoslavele, da, au venit, ne-a bucurat foarte tare. Se vede că proiectul nostru începe și capătă valențe din ce în ce mai valoroase, mai puternice la noi în oraș, că deja avem rezonanță și ce să ne bucurăm și noi sperăm ca această campanie să se dezvolte, oamenii să înțeleagă că au ajutor din partea noastră și așa cum ne place nouă să spunem că să știe oamenii că Pardon îmbracă un pom și ajută un om. Copiii sunt foarte mândri și de fiecare dată au îmbrățișat cu succes și au empatizat și au fost bucuroși pentru că ei știu să dăruiască și au fost învățați să dăruiască și au spus de fiecare dată că ar trebui să facem și cu jucării pentru copiii mai puțin fericiți sau din familii defavorizate. Participă în număr cât mai mare din școală. De data asta am văzut că sunt copii și din alte părți, au venit cu părinții, cu frați, cu frați mai mari, cu frați mai mici, au fost foarte bucuroși. Chiar de fiecare dată, campania aceasta s-a ținut celelalte ediții, edițiile din urmă, s-a ținut primăvara. De data asta s-a ținut, e prima dată când se ține toamna și ei au fost foarte nerăbdători pentru că știau că în primăvară ei trebuie să organizeze cumva campania. Mai mult ei s-au implicat de data aceasta decât noi, adulții. Alături de aceștia s-au aflat și voluntarii de la Leo Club Leo Lușin, care au contribuit și au ajutat pe elevi să ducă la bun sfârșit această acțiune umanitară. Păi deja am vrut să ne alăturăm, deoarece am vrut să aducem un sprijin oamenilor săraci care nu au haine. Am zis să dăm o mână de ajutor, să punem câteva haine pentru copii, pentru oameni mai... pentru adulți și ne-e drag să vedem zâmbetul de pe fețele oamenilor care vin și au haine pentru că săracii nu au. Această activitate umanitară se desfășoară de două ori pe an în municipiul Câmpul Lung, toamna și primăvara.